Vă spuneam și săptămâna trecută, ok, aceleași fețe obosite în campania asta, cam aceeași ofertă, adică avem de ales între Tuse și Jung, dar să nu dai tu, mă, o atenție la alegători așa în campanie. Unde-s, mă, fraților, campaniile de altă dată? Cu mici, cu bere, cu tigăi pesediste, cu geci inscripționate aici, cu te băsesc, cu frumos, 2 milioane de bucăți au fost, frate, cu alimente de la pește la pui și de la ulei la zahăr. Vax populi. A venit să mai dea ceva prin sat pe aici, pe la noastră? S-a mai dat ceva? Nu, nu mai afișe. Nu mai afișe. Afișe. Față de alte dăți, când se făceau spectacole cu mici, cu bere, cu... A fost o dată ca în Băuești, a fost ca niciodată. Era mai bine atunci când se mai organizau diverse festivaluri, petreceri? Situația altfel, deci nu stai și te uiți la stele, vorbești cu ele. Erau frumoase și petrecerile alea de pe vremuri? Păi era promovată pentru unii, pentru alții nu. Normal că dacă vine omul să bea o bere sau un mic sau ce dădeau atunci, na, ca fiecare, înțelegeți, ca la baierame, ca la anunț, ca la asta, înțelegeți, da. Vă plăceau și petrecerile alea care erau la petrecerile? Păi era toate, de acum mai e. Acum doar afișe. Afișe? Afișe și prostii mai multă. Mi-a dat 500, vezi tu. A dat o lată, două capăla. Când? Acum sau? Acum. Acum o săptămână. Și atât v-a dat 500? Da, 500. Și ce? Sau ce vă zic? Nu pătesc, nu mai mă duc eu. Am auzit că nu aici, la Fundulea, s-au dat bani, dar aici nu. Aici. Nu cred. Cine le avea interes? Și dacă dau sub forme ca să... Nu vă prindeți. A, beri toată, an de zile, cu mai dat o găleată, scria pe aia PSD, alea. Acum nu se mai dă nimic. A, ce dracu? Păi i-a dat cu un tricu. Când am dat să găleată ca să aia, s-a spart găleata, s-a dus. Era de astea, baga poate. Fiecare poate să facă la el acasă, așa. La el acasă. Acum dați doar cu afișul, da. Bannerul. Da, da. Este, e bine așa, până la urmă. Votezi pe cine vrei, nu dacă dă ceva în plus sau în minus. Înainte erau cu mici, cu cârnați, cu pește, cu cutare, cu toate, dar acum nu prea mai e, s-a sistat. Acum doar afișele astea. Afișele astea. Sunt mai triste alegerile astea fără petrecerile alea? Foarte. V-ar fi plăcut o petrecere din asta? V-ați fi dus la ea? Da, normal. De ce? Nu știu, am văzut să simtă și omul bine, deci care face petrecerea, să mă simt și eu bine. Alte date în urmă cu câțiva ani, nimic așa nu, niște plase, niște găleți, niște... Și acum? Niște hârtii, avintieri. Păi, niște hârtii. Și de ce s-a întâmplat? De ce n-au mai venit și ei cu o găleată, cu ceva, cu... Ce cred că nu mai știi mănuț. Pe vremuri erau petrecerile alea, știți, cu mici, cu... Era, dar acum... Acum doar cu afișe, ne uităm la ele. Băi, dor de petrecerile alea? Da, ne. Era mai bine, cred că, înainte. Mai era o bere, un mic? O... mai făceau ăștia 500 de ani. Acum nimic. S-a mai dat ceva pe undeva? Nu. Erau frumoase petrecerile astea. Da. Chermezi. Iar mici. Aici, la SNA, la fermă, dincolo, în parcul ăla frumos. Băi, e dor de petrecerile alea, de la alegeri? Cum să nu-mi fie dor? Acum e mai tristă campania, fără ele, doar cu afișele astea. A, n-aduce nimica afișele astea. V-ați fi dus dacă erau cu petreceri, cu mici, cu bere? Păi, dar cum să nu aș fi mâncat și eu doi mici?